situația de la Dinamo se agravează. Am vorbit săptămâna trecută cu dumneavoastră și v-am zis că entuziasmul pe burta goală, din păcate am auzit că nu mai este burta goală. Asta s-au schimbat lucrurile. Asta e, da. Atunci am fac mea culpa. Pentru ce am zis săptămâna trecută, e mai grav așa ce se întâmplă acum. E mai grav așa, pentru că duce la foarte multe interpretări în legătură cu jucătorii, cu potențialul lor. Pentru că dacă n-a râs nimic și ei în două etape, 7 goluri din Dinamo București, e grav. Și cu Dunărea Călăraș să întâlnească cu România. Să anticipez absolut nimic, dar la modul cum s-au prezentat va fi greu și cu Dunărea Călăraș. Viitorul, credeți că poate să mai prinde play-off-ul? De ce nu? De ce nu? Echipe imprevizibilă care dacă își intră în mână are foarte mulți jucători tineri, jucători de valoare, pot să fac. Da, un antrenor cu multă experiență și un antrenor foarte bun, zic eu, pot să ofer o surpriză. Cei de la Dinamo spun că se axează pe cupă, dar uite de campionat, se poate vorbi și despre retrogradare? Nu, cred că se poate vorbi de retrogradare, pentru că... În ritmul ăsta nu. Mă vedea când s-au înjumătății punctele atunci și când... nu uitați că mizele meciurilor din play-out vor fi duble. Poate mai. Și tensiunea va fi dublă. Ei nu trebuie să uite asta, nu noi, ei nu trebuie să uite asta, pentru că... Una e să joci relaxat, așa, bă, mă rog, nu mi se întâmplă nimic, ies pe locul nu știu care în play-out și alta e când lupta se strânge și văd că toate echipele, Argeșul cum a fost? Nu a avut niciun punct și acum Argeșul, da, lumea spune. Dar o pare așa, o dulce panientă, așa, o situație de asta, să treacă timpul. Ciudat, foarte ciudat, ai dreptate, ce spui tu? Ciudat, foarte ciudat. Apropo de tensiune, când urcam în seara asta, când pierdeau mingea, era o ședință între câțiva jucători în față pe acolo, să nu spun câți, și lasă-i pe aia din apărare să lupte cu cei la Vitor. Clar că n-are sens să mai spun. Nu spuneți nimic de FRP-LPP? Ce nu mai ține? Ce nu mai ține? Ce să spun de FRP? Ce dispută? Dar disputa asta sau declarațiile astea, cum credeți că se... Eu cred că președintele a fost destul de clar și destul de explicit în expunerea situației reale. Ce să discutăm? Ce să discutăm? Partea cealaltă ar trebui să gândească că organizează, nu știu, vreo 300 de meciuri, cred că organizează într-un meci, noi organizăm nu știu câte mii, nu știu câte competiții. Nu are niciun sens să intru în amănunte. Păi nu, că nu puteți așa, regulament spune cine trebuie să administrească arbitrii să-și asume. Că ei arbitru? Că e aparatura și federația... O să vă pun la dispoziție un regulament în legătură cu instalarea acestui var, să vedeți că este mult mai complicat. Deci nu merg să cumpăr o mașină de spălat. Încă o pun în priză și funcționează varul, nu e așa? Dar suferim cu toții până la suferim oricum, cu toții, da, dar... Aici nu e vorba de orgolii. Aici e vorba de bani. Cum adică? Noi să dăm banii și alții să administreze afacerea asta? Nu se poate așa. Am zis că deja sunt cluburi din Liga 1 care cer demisia vicilor. Puteți să ajunge și la schimbări, poate, după această dispută. N-am auzit lucrurile astea. Domnul Iftime, am citit astăzi. Nu știu. Era asta. Nu știu despre ce e vorba, nu pot să... Nu pot să intru în acest subiect. Domnul se pare pierdut. Nu știu despre ce e vorba, în primul rând. Asta e opinia domnului Iftime, eu respect, dar... Revenind la ce am discutat, cred că noi am fost destul de explicit și am încercat să impunem logica acestui situații. Cine nu vrea să o ia în, știu eu, să țină cont de ea, e treaba lor. Dar, mă rog, e ușor să spui la televizor, domne, eu că introduc varul și asta. Introduc. Nu avem nimic împotrivă. Să vedem cu ce. Asta e. Mulțumim mult.